Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa. Astăzi vom discuta despre scrierea în baza 10 și scrierea în baza 2. Pentru scrierea numerelor în baza 10 folosim 10 cifre distincte, iar pentru scrierea numerelor în baza 2 folosim doar două cifre distincte, 0 și 1. Sistemul de numerație decimal este cel mai des folosit de către noi, în timp ce sistemul de numerație binar este cel în care funcționează calculatoarele, unde o cifră binară conține cantitatea de informație de un bit. Spre exemplu, același număr scris în cele două baze de numerație arată total diferit, după cum puteți observa. Baza de numerație se trece între paranteze rotunde în partea dreaptă jos. Vom descoperi în continuare cum putem trece de la numărul 175 scris în baza 10 la numărul 10101111 scris în baza 2. Vom efectua împărțiri succesive la 2. Începem prin împărțirea numărului 175 la 2 și continuăm cu împărțirea la 2 a fiecărui cât obținut anterior până când câtul devine 0. Pentru a obține scrierea în sistem binar a numărului 175, vom citi resturile obținute începând de la ultimul rest înregistrat. Deducem că numărul 175 în baza 10 este egal cu 10101111 în baza 2. Menționăm faptul că în baza 2 nu sunt clase sau ordine, iar cifrele se citesc de la stânga la dreapta în ordinea în care sunt scrise. Să discutăm puțin despre numerele scrise în baza 10. Ne amintim că numărul 175 are cifra sutelor egală cu 1, cifra zecilor egală cu 7 și cifra unităților egală cu 5. Astfel, descompunerea în baza 10 a numărului 175 este 1 ori 100 plus 7 ori 10 plus 5 ori 1. Vom scrie acest lucru cu ajutorul puterilor lui 10. Hai să vedem întâi care sunt aceste puteri. 10 la puterea 0 egal cu 1, 10 la puterea 1 egal cu 10, 10 la puterea 2 egal cu 100, 10 la puterea 3 egal cu 1000 și așa mai departe. Deci numărul 175 scris în baza 10 este egal cu 1 ori 10 la puterea 2 plus 7 ori 10 la puterea 1 plus 5 ori 10 la puterea 0. Să vedem cum putem descompune numărul 4298 în baza 10. Acesta este egal cu 4 ori 10 la puterea 3 -a, plus 2 ori 10 la puterea 2 -a, plus 9 ori 10 la puterea 1 plus 8 ori 10 la puterea 0. În mod similar vom descompune numărul 101011111 în baza 2 pentru a descoperi scrierea acestuia în sistem decimal. Diferența este că de data aceasta vom folosi puterile lui 2. Exponentul puterii lui 2 este mereu numărul de cifre rămase după cifra cu care se înmulțește aceasta. Obținem 1 ori 2 la puterea 7 plus 0 ori 2 la puterea a 6 plus 1 ori 2 la puterea a 5 plus 0 ori 2 la puterea a 4 plus 1 ori 2 la puterea 3, plus 1 ori 2 la puterea 2, plus 1 ori 2 la puterea 1, plus 1 ori 2 la puterea 0 și, efectuând calculele, ajungem la numărul nostru 175 din baza 10. În continuare, avem descompunerile în baza 10 și trebuie să determinăm numerele corespunzătoare. La subpunctul A, cifra sutelor este 3 cifra zecilor 0, cifra unităților 2, obținem numărul 302. La subpunctul b, obținem numărul 5234 și la subpunctul c, numărul este de forma xy0zt. Pentru a trece din baza 2 în baza 10 un număr, ne amintim că folosim puterile lui 2 numărul 1101 în baza 2 este egal cu 1 ori 2 la puterea 3 plus 1 ori 2 la puterea 2 plus 0 ori 2 la puterea 1 plus 1 ori 2 la puterea 0 egal cu 13 în baza 10. numărul 1011 1, 1 în baza 2 egal cu 1 ori 2 la puterea 4 plus 0 ori 2 la puterea 3 plus 0 ori 2 la puterea 2 plus 1 ori 2 la puterea 1, plus 1 ori 2 la puterea 0, egal cu 19 în baza 10. Pentru trecerea din baza 10 în baza 2, vom efectua împărțiri succesive la 2 a câturilor obținute după împărțirea inițială a numărului la 2. Citim resturile începând cu ultimul. Numărul 15 în baza 10, egal cu 1, 1, 1, 1 în baza 2. Și numărul 129 în baza 10 este egal cu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 în baza 2. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.